epistola sobornicească sau sobornicesc înseamnă, sobornicesc este un cuvânt foarte vechi, arhaic, necunoscut, însă sobornicesc înseamnă universal sau general. Epistola universală a lui Iacov, sobornicească, deci Iacov, capitolul 1, versetul 1. Vă rog să împărțiți Biblia cu cei săraci, cei ce aveți Biblie, să împărțiți cu cei săraci. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară nu oricum, ci cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Amin. Amin. Doamne, te rugăm Tu să ne dai cuvântul de care avem nevoie. Amin. Te rugăm Tu să ne dai înțelepciunea de care avem nevoie. Amin. Tu să ne dai hrana de care avem nevoie. Amin. Mulțumim că suntem la stânca și pe stâncă și mulțumim în numele Domnului Iisus, Tată, că ai planuri mari cu Biserica Stânca. Amin. Doamne, suntem dispuși să intrăm în toate planurile pe care le ai Tu față de noi și vrem să-Ți îndeplinești planurile. Te rugăm să-Ți îndeplinești fiecare plan și fiecare voie pe care o ai pentru fiecare dintre noi prin Duhul Tău cel Sfânt. Aleluia! Amin! Vă rog să ocupați locurile. Bună seara! Iisus Hristos este Domnul! V-am primit aici cu căldură în această seară. V-am primit aici cu bucurie și observați că ne-am utilat și cu baterie, cu percuția asta. Trebuie să vă spun ceva. La ora 6:30 a fost aici un recital. La ora 6:30 a fost un recital și fratele Cătălin filma de sor aici. Mă filma pe mine la percuție, la tobele astea. Deci doar două surori au prins așa câteva secunde care m-au surprins când au intrat. Nu credeam că o să avem surori așa de devreme aici. Însă au venit din timp și iată că ne-am utilat cu instrumentul acesta. Biblia spune să lăudăm pe Dumnezeu cu tot felul de instrumente. Amin. Însă, în această seară, așa după cum unii dintre noastre deja ați sezizat, vrem anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, și asta s-a început de joia trecută, să începem să învățăm câteva adevăruri speciale din Epistola lui Iacov. Joia trecută, fratele Liviu a fost aici și a spus câteva adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu, din Epistola generală a lui Iacov. Ei, în următoarele săptămâni, cât Dumnezeu ne va ajuta și cât mai mult posibil, toți frații care vor sluji aici în față cu Cuvântul lui Dumnezeu, vom vorbi cât mai mult, cu mici excepții, din Epistola lui Iacov. Acum, aș vrea rapid, într-o scurtă recapitulare, să vă spun câteva lucruri introductive. La terminarea acestui studiu, care durează doar câteva minute în acea seară, vreau să avem un moment de întrebări și răspunsuri. Deci dacă aveți întrebări, asta este ceva nou, dacă aveți întrebări cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, la studiul acesta, la ceea ce auziți, sau întrebări care ne leagă de epistola aceasta lui Iacov și nu numai, vă rog să vi le notați. Și la terminare vrem să avem câteva minute de întrebări și răspunsuri și aș vrea în modul acesta, dacă Dumnezeu va voi, să mergem în continuare joia seara, să fim puțin și interactivi sau în mod deosebit să dăm ocazie fraților, surorilor care au vreo nelămurire,
musafirilor, prietenilor noștri, au o întrebare și frământă cu privire la cuvânt, la studiu, la Scriptură, să o puneți la terminarea acestei slujbe. Însă, Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Știți cum se traduce în limba greacă împrăștiate? Diaspora. Și probabil că ați auzit deseori expresia și termenul acesta diaspora. Asta se referă la oamenii dintr-o anume națiune împrăștiați în lumea întreagă. Probabil că ați auzit de românii din diaspora. Asta înseamnă diaspora, oameni împrăștiați în afara granițile României, când vorbim de români, diaspora, înseamnă românii din afara granițelor, când vorbim de evrei, diaspora evreiască înseamnă evrei împrăștiați în afara națiunilor. Însă, aș vrea în această seară, cu ajutorul Domnului, în studiul nostru să ne oprim în mod special la versetul 2. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Întrebare. Câți dintre dumneavoastră în săptămânile acestea, în zilele acestea, ați avut încercări? Puteți să vă ridicați și în picioare, bunim. Că am avut încercări, avem încercări. Însă, auziți ce spune Scriptura. Ne spune aici o chestiune extraordinară. Apostolul Iacob zice, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Când treceți prin felurite probleme. Când treceți prin felurite crize. Când treceți prin felurite necazuri. Să priviți ca o mare bucurie. Este șocant. Este provocator. Este revoltător chiar. Însă imediat o să ne întoarcem la pasajul acesta. Epistola aceasta lui, pe care noi o studiem anul acesta sau în următoarele luni, este scris așa după cum știți, dar de dragul recapitulării, de Iacov, care era frate pe jumătate cu Domnul Iisus. Însă Iacov acesta se pare, după toate sursele noastre de informație, fratele acesta vitreg cu Domnul, adică doar de ce era? Era doar de tată, sau nu, doar de mamă era, doar de mamă, așa, ca să nu mă încurc tare. Însă se pare că Iacov a fost martirizat prin anul 62, după anul Domnului. Și teologii spun că această epistolă se pare că este cea mai veche dintre toate celelalte scrieri ale Noului Testament. Deci Iacov a fost frate pe jumătate cu Domnul Iisus. Epistola aceasta se pare că este una dintre cele mai vechi epistole din întreaga Scriptură și a fost scrisă pentru evreii creștini din diaspora prin anii 48-49 anul Domnului. Însă este uimitor și este șocant ceea ce spune el în introducere și spune așa, Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Să vă spun acum traducerea modernă. Iacov, sclav al lui Dumnezeu și sclav al Domnului Iisus Hristos. Ceea ce mă uimește pe mine foarte serios este că Iacov se declară proprietatea lui Dumnezeu și tot Iacov se declară și proprietatea lui Iisus Hristos, adică fratelui său. Veți observa cât de frumos încep unele epistole din Noul Testament. Petru, Pavel, Ioan, Iuda, Iacov. Toți ăștia care au scris o epistolă sau o scrisoare în Noul Testament, toți se declară sclavii lui Iisus Hristos. Adică robii lui Iisus Hristos. De ce? Chiar dacă Iacov era frate pe jumătate cu Domnul Iisus Hristos, chiar dacă erau frate pe jumătate cu Domnul Iisus Hristos, sau erau frați buni până la urmă cu Domnul Iisus Hristos,
Toți ăștia și mai ales Iacov, care era frate cu Domnul Iisus, se declară sclavul lui Iisus Hristos. Pentru că au ajuns la o concluzie. Iacov ăsta a ajuns la o concluzie uimitoare. Că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Noi, fraților și estimați ascultători, în această seară și ori de câte ori venim în locul acesta, ne închinăm lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și încă ceva. Și noi suntem sclavii lui Iisus Hristos. Să vă spun o chestiune serioasă. În momentul când te pocăiești, Andreea, în momentul când te pocăiești, Carla, în momentul când te pocăiești, Alex, Lote, Abi, Cosmin, în moment, Ștefan, în momentul când mă pocăiesc, fii atent, Dorin, Cătălin, în momentul când, Anișoara, în momentul când te pocăiești, fii atent, te faci de bună voie sclavul lui Iisus Hristos. Alo, Ana, trebuia să zici și tu, Ana. În momentul când te pocăiești, te faci sclavul, robul lui Dumnezeu. Deci, fraților, dar te faci rob de bună voie. Amin. Te faci rob. Să nu cumva să înțelegem pocăința și creștinismul greșit. Când te faci creștin, iată, te faci de bună voie, însă în momentul când te faci creștin de bună voie, te faci în același timp și sclavul lui Dumnezeu. Te faci robul lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Ce înseamnă asta? Că nu mai ești liber. Că de bună voie, libertatea ta ți-ai jertfit-o lui Iisus Hristos. Că te-ai făcut sclav. Dar să vă mai spun o chestiune foarte frumoasă. Sclavul lui Hristos este un titlu de onoare. Amin. Nu există onoare mai mare în lumea lui Dumnezeu decât să te declari robul sau sclavul lui Iisus Hristos. Știți însă care este comportamentul sclavului? Face doar ce îi spune stăpânul. Alo? Amin. 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 Un sclav face doar ceea ce îi spune stăpânul și tot un sclav încearcă să intre în grațiile stăpânului său. Trăiește în așa fel încât stăpânul tău, de data aceasta Iisus Hristos, proprietarul tău, Iisus Hristos, să-și găsească plăcerea în tine. Amin. Amin. Iacov, roba lui Dumnezeu, sclava lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Amin. Însă auziți. Martin Luther, ăsta a fost reformator prin secolul... Când a trăit Luther ăsta prin secolul 16, 15, Martin Luther a avut o impresie foarte proastă despre epistola lui Iacov. Și el a spus că este epistolă de paie și nici nu o prea îndrăgea decât spre sfârșit. A început sfârșitul vieții lui, a început să-și schimbe punctul de vedere. Și zice, i s-a părut că Iacov vorbește despre fapte în defavoarea credinței. Ori apostolul Pavel era apostolul credinței. Și i s-a părut că Iacov ăsta nu pune atât de mult accent pe credință, numai prin credință. Știți că noi creștinii, noi pocăiții, noi ne bazăm numai pe sola fide, sola scriptura. Adică doar pe credință. Totul este prin credință și ne bazăm numai prin scriptură și numai pe scriptură. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă Martin Luther, faimosul reformator, o vreme a considerat că epistola lui Iacov contrazice epistolele lui Pavel și chiar a luptat puțin împotriva acestei epistole, dar băiatul greșea. Și Martin Luther a greșit și a făcut câteva greșeli foarte mari, chiar dacă el a fost unul dintre cei mai faimoși reformatori ai creștinismului din Europa și din întreaga lume. Însă, tema centrală a acestei epistole a lui Iacov este trăirea creștină practică. Trăirea practică, trăirea practică versus teorie. Practică versus teorie. Știți care este problema unora dintre noi? Eu mă uit uneori la mine, dar mă uit uneori și la dumneavoastră. Să nu vă supărați că mă uit și la dumneavoastră, că dacă nu m-aș uita, a zice că am probleme.
Știi, dacă te uiți, nu-i bine, dacă nu te uiți, nu-i bine, undeva adevărul este la mijloc. Însă, Apostolul Iacov scrie și scrisoarea lui, epistola lui, este foarte importantă pentru că tema centrală a epistolei sale este practica în contrast cu teoria. Unii dintre noi suntem foarte buni de gură. Suntem foarte buni la teorie. Vă aud pe unii dintre noastre și mă aud și vă aud cum ne rugăm. Băi, și ce buni suntem la rugăciune. Încât îmi vine uneori să aplaud când aud unele rugăciuni. Bine, unii creștini sunt silențioși, alții sunt prea verbali. Noi cred că trebuie să fim undeva la mijloc și atunci când venim în casa lui Dumnezeu trebuie să îndrăznim să ne rugăm cu voce tare. Însă problema cu care ne confruntăm în biserică este că suntem mult mai buni la teorie decât la practică. Ori Iacov tocmai asta încearcă să combată și să ne spună și iertați și ne spune așa și iertați-mi expresia, ne spune așa Iacov și o traduc ca pe stradă ciocul mic și pasul mare. Deci, cam asta este ceea ce ne spune, dacă vreți, stradal, ceea ce ne spune Apostolul Iacov în epistola sa. Așa pe înțelesul tuturor. Adică, domnilor, vorbim prea mult și facem prea puțin. Doamne, iartă-ne. Amin. Predicăm prea mult și practicăm prea puțin ceea ce predicăm. Doamne, iartă-ne. Cântăm prea mult, dar prea, sau poate că nu cântăm prea mult, dar prea puțin practicăm din ceea ce cântăm. Ne rugăm, dar prea puțin practicăm din ceea ce ne rugăm. Citim, dar prea puțin practicăm din ceea ce citim. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă să fim sclavii Tăi. Amin. Fraților, nu ne-a obligat nimeni să ne pocăim. V-a obligat cineva? Ruben, te-a obligat cineva? Mirabel, te-a... Cosmin, ne-a obligat cineva? Frate Moțiu, te-a obligat cineva? Nu! Dar dacă ne-am pocăit, să țineți cont, de bună voie ne-am făcut sclavii lui Iisus Hristos. De bună voie ne-am făcut sclavii lui Iisus Hristos și asta înseamnă că religia creștină, credința creștină reală se manifestă prin trăirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar printr-o credință teoretică. La momentele de rugăciune, fratele Cătălin ne-a provocat și ne-a motivat să ne rugăm să ne crească credința. Și este o rugăciune foarte bună, dar în momentul când te rog să-ți crească credința, în același moment te-ai rugat să-ți crească și pocăința. Știi? E așa de ușor să zici, Doamne, crește-mi credința. Dar în rugăciunea aceea, când ai zis, Doamne, crește-mi credința, de fapt te-ai rugat, Doamne, crește-mi dragostea. Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu. Doamne, crește-mi sfințenia. Doamne, crește-mi pocăința. Doamne, crește-mi calitatea închinării mele. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă, auziți ce ne spune Iacov în versetul 2 și aici rămânem câteva minute. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Acum, când Biblia vorbește despre încercări, conotația este multiplă și este foarte amplă și este foarte bogată. Când Biblia se referă la încercări, se referă în general la necazuri, se referă la teste și se referă uneori chiar și la ispite, la ispitire. Este foarte adevărat că teologii spun așa, că diavolul ne ispitește, iar Dumnezeu ne încearcă. Și cred că în mare parte este adevărul acesta pe care spun teologii, dar când trecem prin încercări, să știți că Biblia se referă inclusiv la ispită. Nu numai la anume necazuri. Eu cred că încercare este un termen așa all-inclusiv, foarte inclusiv, care se referă la toate crizele prin care trecem în viață într-un fel sau într-altul. Însă auziți, creștinul adevărat este încercat. Creștinul adevărat este testat. Dacă ai devenit sclavul lui Iisus Hristos, să te aștepți la încercări. Acum știu că asta nu vă place, dar domnilor, dacă suntem în viață și suntem vii și suntem normali, vom avea teste, vom fi încercați. Ne vom trezi în criză. Dacă ești însurat, sigur vei trece prin încercări.
Dacă ești neînsurat, sigur vei trece prin mari, mari încercări. Să nu credeți că ăștia neînsurați nu o să aveți parte de încercări. Nu, nu. Toți vom avea parte de încercări, că Biblia nu spune că dacă ești însurat, vei avea mai multe sau mai puține, sau dacă ești necăsătorit, vei avea mai puține sau mai multe. Deci cei ce sunteți necăsătoriți, veți avea încercări. Cei ce suntem căsătoriți, vom avea încercări. Creștinul trebuie să se aștepte la încercări. Creștinul trebuie să se aștepte la necazuri. Și Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, în lume veți avea. Nu vi se pare ciudat? Așa este necazul. Mă bucur că știți bine Scriptura. Nu vi se pare ciudat? Domnul Iisus Hristos nu spune în lume veți avea bucurii. Nu mi se pare interesant. Nu, Iisus Hristos nu spune în lume veți avea bucurii, dar ne avertizează. Fii atent. În lume, dacă te-ai născut în lume, vei avea necazuri. Bineînțeles că multe bucurii vei avea, dar vei avea și multe necazuri. Așa, cam 50-50, să existe echilibru în viața fiecăruia dintre noi. Încă ceva despre necazuri. Necazurile vin în viața noastră neinvitate, tot cu ne începe, și neașteptate. Uneori, când te aștepți mai puțin, apar și încercările. Când te aștepți mai puțin, apar și necazurile. Însă problema este că uneori necazul nu vine singur. Uneori necazul vine singur, vine așa la singular. Alteori necazul vine la plural, adică vine în cânduri, în cârduri. Însă un lucru este adevărat. Încercările sunt inevitabile în viață. Dacă te-ai născut în viață, că ești pocăit, că ești nepocăit, că ești mântuit, că ești nemântuit, vei avea necazuri. În lume vei avea încercări. În lume vei trece prin crize. În lume vei avea dureri. În lume vei avea situații neplăcute. În alte cuvinte, în lume vei avea încercări. Și încă o chestiune despre necazuri importantă, despre încercări. Iacov nu scrie dacă veți avea necazuri. Și cum scrie Iacov? Scrie așa. Fraților, zice, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări. Iacov nu spune dacă veți trece prin încercări, ci Iacov spune când veți trece prin încercări, sigur veți trece prin încercări, asta este implicația, trebuie să vă comportați într-un anume fel. Acum, noi în această seară am venit într-un mod aici la Casa Domnului, dar trebuie să plecăm în alt mod. Amin. Mulțumesc de încurajare. Adică am venit plioștiți, trebuie să plecăm bucuroși. Am venit necăjiți, trebuie să plecăm încurajați. Amin. Am venit adormiți, trebuie să plecăm treziți până la sfârșitul slujbei. Vă rog să vă treziți câțiva dintre dumneavoastră. Însă, fraților, trebuie să învățăm că deși în lume avem necazuri, adică încercări, mai multe sau mai puține. Unii vom avea mai multe comparativ cu alții, alții vom avea mai puține comparativ cu alții. Însă Iacov scrie când veți avea încercări, trebuie să vă comportați într-un anume fel. Acum, în final. De ce avem încercări în viață? De ce îngăduie Dumnezeu să avem încercări în viață? Vă rog, pe joia viitoare, să veniți cu un carnețel și cu un pix. Toți. Obligatoriu. Dacă nu aveți hârtie, cereți și vă dăm. Nu aveți pixuri, cereți și vă dăm. Dar ar fi foarte important să veniți joia și chiar și duminica cu ceva de scris la îndemână să scrieți, că toți cam știm să scriem și să citim, și cu un carnețel, pentru că în această seară, în următoarele 7-8 minute, vreau să vă dau 7-8 motive pentru care Dumnezeu îngăduie încercările să vină în viața noastră. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, îngăduie să vină încercări în viața noastră. În unele cazuri și în destule, Dumnezeu trimite încercări în viața noastră. Dacă ești credincios sau necredincios, sigur vei avea parte de încercări. Acum, întrebarea este ce facem când încercările vin. Fii atent ce facem când încercările vin. Ne putem răzvrăti când vin încercările și să avem o atitudine de dispreț și să luptăm împotriva lor cât putem noi
de mult. A doua atitudine. Când vin încercări și necazuri și crize asupra noastră, putem să ne descurajăm sub presiunea lor. Știi, și te priostești și îngenunchezi, te îngenunchea, te zdrobesc. Asta este a doua atitudine. Te lași drobit. Și a treia atitudine. Când vin încercări asupra noastră, putem să ne plângem din cauza încercărilor care vin asupra noastră. Putem să ne concentrăm doar pe noi înșine, pe necazul nostru, încercând să stoarcem simpatie și milă de la cei de lângă noi. Și fiți atenți, al patrulea comportament, când vin încercări asupra noastră, adică necazuri, trebuie să avem o atitudine înțeleaptă și să știm că Dumnezeu ne-a spus și ne-a avertizat că în lume vom fi încercați, că vom fi testați, că în lume vom fi ispitiți, că vor veni asupra noastră fel de fel de presiuni și de tensiuni, însă în momentul acela trebuie să învățăm să avem o atitudine pozitivă. Fii atent, când vin încercările asupra ta, poți să te lași zdrobit de ele, sau în același timp poți să faci ceea ce spune Apostolul Iacov și zici așa. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Fii atent. Data viitoare când vin încercările la tine. Fii atent. Dacă suntem biblici. Data viitoare când vin încercările la tine. Și ce trebuie să faci? Să îndrăznim. A venit încercarea. Aha. Fii atent ce m-a învățat ăla acolo. Iacov. Nu ăsta. Fii atent ce m-a învățat ăsta, Iacov. Să mă bucur când vin încercarea să mă. Așa că e ciudată chestiunea. Nu vi se pare aberant? Nu vi se pare chiar revoltător? Însă, fraților, când vin încercări, fii atent, ne-am pocăit de bună voie. Fii atent, suntem sclavi. Și ce spune Stăpânul? Fraților, Dumnezeu spune. Când vin încercări asupra voastră, zice Dumnezeu, bucurați-vă. Și am stat și m-am gândit, oare de ce ne cere Dumnezeu să ne bucurăm? De ce ne spune Duhul Sfânt când vin încercări asupra voastră să ne bucurăm? Și zice, în momentul când eu am înțelepciunea să mă supun cuvântului lui Dumnezeu. Când am inteligența să mă supun cuvântului lui Dumnezeu și să mă bucur. Diavolul pierde. În momentul când am curajul să nu mai reacționez tipic, previzibil. Vine încercarea, mă ploștesc. E că așa suntem toți. Vine încercarea, ne enervăm. Vine încercarea, nu știu ce facem, știi? Ne deprimăm, intrăm în depresie, știi? Ne ducem la doctor. Bine că îi avem. Știi? Însă știi ce spune Biblia? Când vine încercarea, fraților, așa spune Scriptura, așa spune Duhul Sfânt, așa spune Iacob. Să priviți, zice cuvântul lui Dumnezeu, ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unica știți ce? Că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Probabil că Iacob se referă la încercările pe care le avem din cauza faptului că suntem pocăiți. La asta se referă în mare parte Iacov, la încercările pe care le avem din cauza că suntem credincioși, că ne-am pocăit și că de bună voie am devenit sclavii lui Iisus Hristos. Însă, auziți, rolul încercărilor în viața noastră, care este scopul încercărilor în viața noastră? Orice încercare care vine în viața ta are un scop bun. Orice încercare care vine în viața ta, fii atent, are un scop pozitiv pentru tine. Și din cauza aceasta Iacov spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Când vin încercările asupra ta, fii atent, primul motiv care, pentru care vei avea parte de încercări și ele vor veni, poate că cu duiumul în viața ta, este următorul. Încercările vin cu scop lucrativ în viața ta. Încercările vin cu scop de eficiență în viața ta. Asta este primul lor rol al încercării. Dumnezeu nu trimite încercarea în viața noastră așa aiurea. Știi că are Dumnezeu un moft să trimite în viața mea vreo încercare. Nu. Dumnezeu îngăduie și chiar trimite încercări asupra mea
cu scopul de a lucra ceva frumos spre slava lui Dumnezeu. Fii atent. În general, încercările vin în viața mea pentru câteva motive. Și auziți aici. Care sunt motivele acestea? Numărul 1. Încercările vin în viața mea să testeze credința mea. Din cauza asta, în primul rând, vin încercările în viața mea. Un credincios care în încercare devine urcios, are credință slabă. Un credincios care atunci însă când vine tăvălucul încercării asupra lui, el rămâne senin și cu atitudine pozitivă, adică atunci când ți-a spart mașina și ți-a furat portofelul și ți-a furat banii, știi? Tu ai atitudine pozitivă și spui, Doamne, nu înțeleg, nu-mi place, dar îți mulțumesc și mă bucur și în încercarea asta, așa de lângă tine vor zice că ești nebun. Dar Dumnezeu te va aplauda. Și pe noi ne interesează să-i placem lui Dumnezeu. Și pentru mine este ciudat să mă bucur când sunt în încercare. Dar asta face creștinul matur. El când ajunge în încercare, el începe să se bucure, pentru că el nu este ca lumea. Lumea când ajunge în încercare, se întristează. Noi când ajungem în încercare și suferim de dragul lui Dumnezeu mai ales, ne bucurăm. Amin. Acum când ai făcut o prostie, știi? Și a venit necazul peste tine, nu te bucura. Dar când suferi de dragul credinței în Dumnezeu, ai toate motivele și ți se poruncește să te bucuri. Auziți, motivul numărul 2. Încercările vin asupra noastră ca să ne smerească și ca să ne reamintească să nu ne încredem în noi, ci doar în Dumnezeu. Din cauza aceasta vin încercările și necazurile asupra noastră ca să ne smerească și să ne oblige Duhul lui Dumnezeu să nu ne mai încredem în noi, ci să ne încredem în Domnul. Fii atent. Cu cât vom avea mai multe binecuvântări în viața noastră, vrăjmașul va încerca să ne atribuie nouă acel succes și acele binecuvântări. Era să zic succesuri. Însă când vin binecuvântările în viața noastră, știți care este tendința ființei umane? Să și le atribuie, să spune, băi, îți bun și eu, sigur că de la Dumnezeu le-am, dar... Când încercările însă vin în viața noastră, Dumnezeu prin ele încearcă să ne smerească, să nu ne mai încredem în noi, ci doar în Dumnezeu să ne încredem și să nu ne mai mântrim, ci să ne smerim, pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă har, slavă lui Dumnezeu. 3. Dumnezeu permite să experimentăm încercări pentru a nu mai depinde de lucrurile pământești. Tendința ființei umane este să se lege de lume. Lucrarea Duhului Sfânt însă este să ne deslege de lume. Amin. Amin. Și când Dumnezeu îngăduie și trimite încercări în viața noastră, El le permite să intre în viața noastră pentru a ne deslipi cât mai mult de lucrurile pământești și de a ne centra cât mai mult pe lucrurile duhovnicești. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Al patrulea motiv pentru care vin încercări în viața noastră este acesta. Încercările vin ca să ne punem tot mai mult nădejdea nu în lucrurile care sunt, ci în lucrurile care vor veni. Și de ce îngăduie Dumnezeu să vină încercări peste noi și nu le înțelegem de ce? Ca să ne legăm tot mai mult de cer și să ne fie dor tot mai mult de cer. Amin. Amin. Asta este un alt motiv foarte serios pentru care vin încercările asupra noastră. Și numărul 5. Încercările vin asupra noastră ca să vedem pe cine și ce iubim cu adevărat. Încercările vin asupra noastră ca nu Dumnezeu, ca eu să văd și cei de lângă mine să vadă și mai ales eu să văd ce iubesc și pe cine iubesc cu adevărat. Și exemplul cel mai clasic din Scriptură este ascultarea aceea uimitoare a lui Avram. Când Dumnezeu îi spune și Biblia spune după aceste lucruri, după ce Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, i-a dat copii, i-a dat roabe, i-a dat bani, i-a dat de toate. Zice, după aceste lucruri, Geneza 22 zice, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Și iată ce încercare. A zis, iei pe fiul tău, pe ăla care îl iubești mai mult și Dumnezeu este exact specific. Dumnezeu nu vorbește generalități, știi? Dumnezeu zice, îl iei pe fiul tău, pe ăla pe care îl iubești
pe Isaac. Punct. Țintit, punct ochit, punct lovit, punct țintit. Dumnezeu nu vorbește cu confuzie, știi? S-ar putea, s-ar părea, poate că nu. Dumnezeu spune că l-a pus pe Avram la încercare și a zis să-l iei pe fiul tău, pe ăla care îl iubești, pe Isaac, și îl duci ca ardere de tot pe muntele Mori, adică îl omori. Și pare foarte păgân și sălbatic ceea ce Dumnezeu i-a cerut la Avram. Deci în vremea aceea exista un ritual. Zeii cereau să jertfești o ființă umană din când în când și erai considerat foarte credincios când aduceai o ființă umană ca jertfă. Și asta era rutina sălbaticilor și a păgânilor din vremea aceea. Și Dumnezeu îi cere lui Avram aceeași chestiune. Dar Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul celor vii. Dumnezeu nu vrea moartea lui Isaac, ci Dumnezeu vroia loialitatea lui Avram. Amin. Și Biblia spune că l-a pus pe Avram la încercare și a spus, vreau să văd cât mă iubești. Adică vreau să văd, să vadă Avram, că Dumnezeu știa cât îl iubește Avram pe Dumnezeu. Însă fii atent de ce vin încercările. Ele vin să ne arate ce iubim și pe cine iubim cu adevărat. Amin. Amin. De asta vin încercări asupra noastră. 6. Dumnezeu îngăduie să vină încercări asupra noastră pentru a ne învăța să apreciem binecuvântările Lui. Asta este un alt motiv pentru care vom fi încercați și vom fi testați și uneori vom fi chiar ispitiți și uneori vom fi zdrobiți. Dumnezeu ne învață să apreciem binecuvântările care vin de la El și să nu apreciem plăcerile lumii, ci să apreciem binecuvântările care vin de la El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Știți? Binecuvântările le vom aprecia mai mult care vin de la El atunci când suntem încercați și când trecem prin valea umbrei morții. Știți? Începem să apreciem binecuvântările spirituale ale Lui Dumnezeu. Ia numai să vină necazul asupra ta, să vină încercarea, criza asupra ta și imediat te interesează mai mult Biblia. Imediat te interesează mai mult rugăciunea. Ia numai să te strângă cineva ceva cu ușa să vezi cum apare la casa Domnului. Și ne rugăm, cu toți aici ne punem în genunchi, ne rugăm. Știi? Încercările vin din partea lui Dumnezeu peste noi ca să apreciem mai mult valorile spirituale, care de fapt sunt binecuvântări din partea lui Dumnezeu. 7. Și la 8 mă opresc. Dumnezeu folosește încercările pentru a mă face pe mine folositor. Ce vreau să spun cu asta? Am citit o chestiune de un puritan. Thomas Manton este numele acelui puritan, un bărbat care a trăit prin secolul XVIII și el zice așa. În timp ce totul este liniștit și confortabil, trăim prin sentimente, nu prin credință. Dar valoarea unui soldat nu-i cunoscută în timp de pace, ci în timp de război. Valoarea unui creștin, fraților, este cunoscută când trecem prin încercări. Și când vine criza în familia ta, când vine încercarea în familia ta, când ești ispitit, atunci ți se vede valoarea. Când ți se oferă un favor sexual, atunci ți se vede valoarea, știi? Cum reacționezi sau cum acționezi la încercările acestea. Și 8. Însă la 7. Doar când am trecut prin șuvoiul încercărilor, Dumnezeu mă poate folosi cu adevărat. Doar după ce am fost drobit, Dumnezeu mă poate folosi cu adevărat. Și numărul 8. Încercările ne ajută să-i ajutăm pe alții în cazul lor. Când eu am trecut prin încercări, știu cum să-l ajut pe celălalt de lângă mine care s-a trezit în încercare. Când eu am fost zdrobit, îl înțeleg pe cel de lângă mine care este el zdrobit la rândul lui. Când eu am căzut, îl înțeleg pe cel de lângă mine care a căzut. Știți care este cel mai bun mod de a te ajuta pe tine? Ajută-i pe alții. Când vrei să te ajuți pe tine, fă bine altora, adică ajută-i pe alții. Când vrei să te ajuți pe tine, du-te și curăță zăpada. Du-te, sparge niște lemne. Du-te, fă curățenie. Du-te, ajută pe cineva. Vizitează pe cineva la spital. Pentru că ăsta este rolul și scopul încercărilor.
Dumnezeu îngăduie să trecem prin încercări ca să-i putem ajuta noi pe alții în cazurile lor. Amin. Amin. Fraților, zice Iacov, socotiți și priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Amin. Amin.